Guvernul a aprobat astăzi noile relaxări pentru perioada sărbătorilor. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că această deschidere din partea guvernului se datorează interesului pentru ca în România viața să capete aspecte de normalitate, dar fără a ignora pericolele care urmează. Decât să existe reguli care nu sunt respectate, mai bine ca acestea să fie relaxate și să fie respectate riguros, a declarat ministrul Sănătății Alexandru Rafila, după ce actualul guvern a aprobat relaxările pentru perioada sărbătorilor. Aceste măsuri au fost luate pentru o mai bună colaborare a autorităților atât cu populația cât și cu operatorii economici. În această ședință de guvern a fost aprobată hotărârea CNSU. Deja cunoașteți principalele prevederi. Important este următorul lucru, ca mesaj. Cred că ceea ce trebuie să înțeleagă toată lumea este că încercăm o întoarcere la normalitate și o întoarcere la un parteneriat cu populația. Sigur că există îngrijorare. România a luat aceste măsuri care par măsuri de relaxare, prelungirea programului agenților economici cu o oră, mărirea gradului de ocupare a sălilor, de exemplu, cu 50%, de la 30%, renunțarea la restricțiile de circulație din timpul nopții și un lucru important care cred că duce la eliminarea unei discriminări care a existat în mod constant în ultimele luni, respectiv accesul pe baza certificatului electronic COVID, care include de data aceasta și testarea. Astea sunt lucrurile importante. Mesajul cel mai important este însă următorul. Aceste măsuri luate de Guvernul României trebuie să fie primul pas din parteneriatul populației, din parteneriatul angajatorilor și operatorilor economici de diferite feluri cu autoritățile. Consecințele pandemiei în acest moment nu pot să fie, dacă vreți, controlate mai bine și există numeroase exemple din multe alte țări, decât dacă există acest parteneriat și această încredere. Această deschidere din partea Guvernului României se datorează interesului pentru ca în România viața să capete aspecte de normalitate sau cât mai aproape de normalitate, însă nu putem să ignorăm pericolele care urmează. Ceea ce ne dorim noi este următorul lucru. Acest trend descendent să continue cât mai mult timp și să nu ne întoarcem la creșterea numărului de cazuri. Este o anumită diferență, nu vreau să insist foarte mult asupra ei. Sunt mulți care fac paralele cu între măsurile luate în acest moment și cele luate în cursul verii. Măsuri de relaxare. Măsurile de relaxare din cursul verii au fost luate pe un trend crescător constant. Acum ne aflăm pe un trend descendent și sperăm să putem să-l menținem așa. Dar pentru aceasta trebuie să înțeleagă toată lumea că trebuie să respectăm regulile. Aceste reguli care par puțin mai relaxate trebuie respectate. Decât să avem reguli extrem de dure, extrem de limitative, care nu sunt respectate, este mai bine să avem o anumită relaxare și cu o respectare riguroasă a tuturor acestor reguli. Ăsta trebuie să fie mesajul și asta este, de fapt, dorința și încercarea pe care o avem acum. În paralel, însă, ne pregătim și pentru situația generată de apariția noii tulpini emergente. Alexandru Rafila a precizat că ministerul va monitoriza atent trendul pandemiei și că asupra măsurilor de relaxare se poate reveni dacă va crește numărul cazurilor. De asemenea, acesta le recomandă celor care merg în vizită de sărbători să se testeze.